Bună ziua, dragi, bun găsit la întâlnirea cu Prof Online, am tineri din nou la Stupină și profităm de ocazie că este un pic de soare și iată, Albina a început să lucreze. Dacă avem noroc, chiar că poate vedem și câteva care vor care vin cu polea. Da? Deci felul în care iese acum Albina este nu numai așa ca să plimbi, ci pur și simplu aduc apă, au nevoie de apă urgent. Amintesc cu ani în urmă că cineva spunea, zice, era mustul zăpezi așa. Și îmi spune, zice, domnule, eu, la mine, cum, au început cu lesul, domnule. M-au uitat așa lungă, așa, și cred că trebuie să extra, nici nu folis, nici pomii, nici... Ce ai dat? Ei, putem spune niște lucruri atunci când... când situația e chiar reală, adică dacă... Oricum, acum se mișcă, da, iată una în polen, caută pe acolo, a intrat prin găurice aceea, s-a dus cu polenă. Este destul de puțin, e frig încă, da, ele au puiet, asta e semn că au puiet. Da, iată că una cu polen, da, cu cornul, cred că un florit acum. Sigur. Mai insistă un pic. Da. Se trebuie de spus de cum se face la el aici. Da, știți cum e soarele când ies, când intră soarele în orga, da, și ele au tăcut mai deprinde, sigur că da. Și asta de aici că l-am vizionat, l-am văzut. Ia să vedem cum arată aici cu folie. Da, uitați-vă, lucrează frumos. El are și polianul lui aici. Vedeți, avem rezerva de polen. Da. Mai are un colț aici din miere. Restul... ciugulitul. Hai să vedem cum se prezintă. Da, se prezintă frumos, cum e de așteptat. Deci toate intervalele sunt pline. Am luat folia de deasupra. E un lucru frumos. Mi-a tras atenția chiar capăt aici. Hai să vă folosesc. După că acum am făcut un lucru. Eu l-am avut în spațiul ăsta aici, în magazia asta. Și l-am scos de câteva zile. Pentru ca să facă și curățirea, am făcut-o eu, pentru că aici cu bioscupul ăsta vă spuneam foarte multe lucruri le pot rezolva în cel mai scurt timp. Deci, se desface holșurubul ăsta, trei holșuruburi de sobă. Aici se desface, dragilor, cei care aveți bioscupul, deci desfaceți de aici pe ăsta, de pe fundul antivaroa, da? 1, 2 aici și 3 în față. Și al treilea este acolo. Da? Iată că până am găsit-o cu părere acum, s-a dus. Deci îmi spuneam, vă desfaceți cele 3. Ia, iată ce frumos. Super. Super.
Deci așa, când vin, mai să-i semn că aduc apă, deci apă și care îndrăznesc să mă duc și la colet. Ne l-am fi găsit, ele știu. Așa. Și... Vedeți, am avut protecția asta împotriva șoricelului. Și acum am ridicat un pic, pentru că prin dragilor, prin ochiurile acelea mi se părea că strangulează albina. Și atunci am ridicat un pic ca să nu poată intra șoricelul, vedeți, am dat spațiu în două, și să poată lucra în lejer albina. Iar dacă mai există câte o albinuță moartă, se poate curăța. Deci observați aici, s-a făcut curățenie, în mod sigur n-au nicio albinuță moartă acum, clipa asta. Și am mai avut una, două, dat afară, pentru că vă spuneam că a făcut curățirea. Un fund de asta la rezervă, am pus, desfăceam cele trei șuruburi, puneam cu totul cele trei familii, nu? Pe fundul ăsta antivaroa și ăsta îl luam deoparte, îl curățam, îl aranjam, după care mă mutam la altul și așa am făcut curățirea de primăvară foarte, foarte repede. Deci foarte simplu. Așa că foarte multe lucrări le putem rezolva. Deci când îi spui cuiva că reușești să conduci o stupină de câteva sute de familii, nu-i vine să creadă de unul singur. Sigur, cu reform maxim, nu cabe discuții. Așa. Aici asta, la fel, lucrează. Vă spuneam, după ordinii și-ți dai seama de densitatea albinii. Deci, ăsta de aici a și consumat, este semn că are nevoie de hrană, consumă, are puiet, în mod sigur, dacă aș desface, aici găsim trei rame cu puiet, fără să exagerez, trei și chiar pe a patra. Da? Deci, căldură, miere cristalizată și cu polen. Toate acestea au determinat să, și marca tânăr, să zic. Atunci, ai siguranța că lucrurile merg cât se poate de bine. Da. Fiindcă trebuie să continui și să ridic un pic, așa cum vedeți aici, că am ridicat grila asta în teșoaric. Mă opresc aici. Doar așa un filmuleț micuț pentru a vedea stadiul și starea în care se află familiile din Biostup. Îi mulțumesc lui Ionică că a venit cu un comentariu la filmulețul făcut mai devreme, când l-am făcut sâmbătă, l-am făcut filmulețul acela. Așa că el este unul dintre cei care merge la virgulă, să zic, după mine, căutând și el să găsească soluții pentru a optimiza, pentru a crea condițiile cele mai bune familiei de albine și să avem succes. Asta e tot obiectivul clar. Sigur, cu efort maxim, cu investiții, cu tot ce trebuie, dar așa cum spunea, că a ajuns la 40 familii, asta e un lucru excepțional. Ionică, în ritmul ăsta de mulțire, sigur că devine un apicultor foarte bun. Biostupul își va spune cuvântul în ceea ce înseamnă reușita unui tânăr care chiar crede lângă Prof Online și chiar crede. Albina, nu știu cum ai tu, am uitat site-ul tău, dar e iarăși lucru de lăudat că atât cât ai câștigat în experiență, vrei să o împărtășești celorlalți. La revedere, dragilor, pe curând! Ia să nu uitați să strâng.